Interjecția este partea de vorbire neflexibilă, care are o intonație exclamativă, exprimă o stare sufletească, un sentiment, manifestări de voință, o adresare, un îndemn sau imită diferite sunete și zgomote din natură. După înțeles, sunt interjecții propriu-zise, a, vai, au, brr, cea, u, interjecții de adresare, cu valoare apropiată de vocativ, măi, băi, bre, sau cu valoare apropiată de imperativ, hai, iacă, iată, uite, na. Interjecții onomatopeice, adică acele interjecții care imită sunete sau zgomote din natură, trosc, plosc, miau sau cucurigu. După formă, sunt interjecții simple, a, o, miau, sau compuse, ei, aș, hai, da, de, ia, hai, tic-tac, hei, ru. După disponibilitățile sintactice, sunt interjecții neintegrate în structura unei propoziții, nu constituie părți de propoziție, nu au funcție sintactică, sau integrate în structura unei propoziții cu funcție sintactică. Și aici vorbim despre interjecțiile predicative, care au valoarea unui verb și pot avea funcție sintactică de predicat verbal. Iată cartea. Funcții sintactice ale interjecțiilor. Subiect. S-a auzit trosc. Predicat verbal. Hai, la școală. Nume predicativ. Este vai de voi. Atribut interjecțional. Din depărtare se auzea îndemnul hiru. Complement direct. Deodată am auzit vai. Sau complement circumstanțial de mod. Ei mergeau teleac-teleac. Locuțiunile interjecționale sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar care țin locul unei interjecții. Iată, uită, nu zău, Doamne ferește, păcatele mele. Punctuația. După o interjecție se folosește virgula sau semnul exclamării în funcție de intensitatea a ceea ce exprimă interjecție. La interjecțiile de adresare cu valoarea unui vocativ, virgula se folosește în funcție de locul ocupat de aceste anumiți. Măi, ce faci acolo? Sau ce faci măi acolo? Dacă interjecțiile sunt urmate de un substantiv în cazul vocativ, ele formează cu acesta un tot unitar. Măi copile, ce faci acolo? După interjecții nu se folosește niciun semn de punctuație în următoarele situații. 1. Când interjecția este urmată de o parte de propoziție care o determină, de exemplu, hai acasă, sau interjecția de adresare este urmată de un verb la imperativ sau conjunctiv cu valoare de imperativ. Ia priviți! Uneori, când interjecțiile se repetă, în locul virgulei sau al semnului mirării se folosește liniuța. Ha, ha, ha!